Noul terminal de sosiri curse externe de la aeroportul internațional Traian Vuia din Timișoara a fost dat în folosință astăzi. Acesta poate deservi simultan peste 500 de pasageri și are o suprafață de peste 4.000 de metri pătrați. Investiția este realizată cu fonduri europene, bani de la bugetul de stat și fonduri proprii. Lucrările la noul terminal au început în ianuarie 2019 și ar fi trebuit să fie gata în aprilie 2020, însă s-a întârziat din cauza pandemiei de COVID-19. În anii următori va fi ridicată în continuare acestei clădiri o aerogară de plecări externe. Suprafața acesteia va fi de 12.000 de metri pătrați, va avea 18 ghișee check-in și 6 fluxuri antitero. Valoarea investiției este de aproximativ 40 de milioane de euro și ar trebui să fie gata în anul 2023, când Timișoara devine capitală culturală europeană.